Vă rog să deschidem împreună la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 3. Și aș vrea să citesc și eu tot trei versete, ca și fratele Daniel. De la versetul 19 la versetul 21. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare, și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Amin. Doamne, mă rog ca acest cuvânt al Tău, inspirat de Duhul Tău cel Sfânt, să ne inspire și pe noi, Doamne, deschide-ne inimile, să-L primim cu bucurie, Doamne. Dă-mi și mie o minte înțeleaptă să vorbesc despre Tine cum se cuvine, Doamne, amin, cum meriți Tu și cum are nevoie poporul Tău. Amin. Îți mulțumesc, Tată din ceruri. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Adevărat că de la anumită vârstă intri în istorie, am devenit deja parte din istoria unei biserici. Încet, încet devenim monumente istorice. Mi-au dat și o placă. M-am bucurat de asta, pentru că există și un limbaj pentru placă, lespede. De fapt, m-am lămurit zilele acestea că cei mai respectați păstori de la Philadelphia erau ăia morți. Cineva a scris foarte frumos despre fratele Galdeș, de exemplu. Și m-am bucurat că fratele Gale și el a împărăția cerului și nu a fost de față, pentru că eu știu first hand că nu prea s-a purtat frumos cu fratele Gale și când a trăit. Dar despre morți vorbim totdeauna de bine. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară și mulțumesc păstorilor dumneavoastră, fratelui Luigi, care întotdeauna a fost generos cu mine și m-a primit cu dragoste. Și sunt bucuros că l-am întâlnit și pe fratele Daniel și într-un fel îmi pare rău că a plecat, pentru că am câteva idei care o să contrazică un pic ce-o zis el, că am să vă conving în seara asta că și nemulțumirea e foarte bună. Cred că v-am făcut curioși deja. Fiecare dintre noi ne dorim o trezire spirituală și vorbirea aceasta despre trezire spirituală este foarte populară în bisericile noastre. Pentru că dacă nu ne trezim, adormim și biserica moare. Noi murim ca și credincioși și uneori murim pe băncile bisericilor. Avem nevoie fiecare dintre noi de o trezire spirituală. În predica Apostolului Petru, el a spus-o foarte clar. Aveți nevoie de vremuri de înviorare, trebuie să vină vremuri de înviorare de la Domnul peste noi. De aceea, pocăiți-vă, a zis Petru, și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vă șteargă păcatele. Și apoi să vină vremurile de înviorare. Știți că vremurile de înviorare nu vin până nu ne pocăim de păcatele noastre? Poate de aceea întârzie trezirea. Este un autor american pe care eu l-am publicat, care are o carte exact intitulată așa, De ce întârzie trezirea? Răspunsul este simplu, pentru că oamenii nu se pocăiesc, nu se întorc la Dumnezeu, nu caută vremurile de înviorare. Am să vorbesc în această seară câteva lucruri foarte practice. Cum am putea să experimentăm totuși o trezire spirituală, vremuri de înviorare în viața noastră? Noi suntem obișnuiți cu o Evanghelie care tot timpul ne spune că Domnul Iisus a făcut totul și e adevărat. El este autorul mântuirii noastre. Dar foarte repede începem să credem că El are de făcut totul, de fapt, în ultima instanță, și noi nu avem de făcut nimic. Ba, mai mult, avem predici întregi care ne spun că faptele nici nu contează. Că noi nu facem fapte să fim mântuiți. Nu, dar pentru că suntem mântuiți, facem fapte bune. Asta este reacția faptului că noi suntem mântuiți.
Dar încet, încet începem să credem că noi nu avem nimic de făcut. Și este extraordinar să vin la biserică, nu? Domnul le face absolut pe toate, ne vindecă toate bolile, ne iartă toate păcatele, ne îmbărbătează, ne încurajează, ne mângâie, Domnul trimite mângâietorul. Totul este pentru binele și pentru beneficiul nostru personal. Și noi nu avem nimic de făcut decât să tot primim, nu? Tu ne dai și noi primim. Avem și o cântare care exprimă cam filozofia asta. Domnul tot dă, tot dă și noi tot primim și noi tot primim și suntem foarte happy că nu avem nimic de făcut. Oare chiar așa să fie? Eu cred că avem foarte multe lucruri de făcut și am să vă spun în această seară câteva acțiuni foarte concrete prin care am putea să experimentăm o trezire spirituală. Și primul lucru care am să spun va fi șocant pentru dumneavoastră, trebuie să devii cu totul nemulțumit de situația în care ești. Trebuie să devii cu totul nemulțumit de tine însuți. Dacă trebuie să fim foarte mulțumiți de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, de familia noastră, de lucrurile cu care suntem înconjurați și predica fratelui a fost extraordinară în domeniul acesta, ca să creștem spiritual, ca să ne trezim spiritual, trebuie să devenim nesatisfăcuți de noi înșine, nemulțumiți de noi înșine. Trebuie să se ridice din inima noastră într-o zi strigătul acela apostolului Pavel care a zis: O, nenorocitul de mine! O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trupul de moarte despre care vorbea Pavel aici era un obicei al strămoșilor noștri romani care erau extrem de cruzi. Când băgau în pușcărie pe cineva, de obicei îl lăsau acolo până murea, ori el, ori tovarășul lui de pușcărie. Și te trezeai că îți duci ultimii ani în pușcărie legat de lanț cu un cadavăr care a murit lângă tine. Și strigătul apostolului Pavel zice: târăți după mine un cadavru, un mort. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trebuie să ajungem într-o zi nemulțumiți de starea în care ne aflăm. Dacă continuăm să fim foarte mulțumiți de ceea ce suntem, de ceea ce avem, e un lucru bun, slăvit să fie Domnul pentru tot ce ne-a dat El. Domnul a fost foarte generos cu noi. Dar ar trebui să ne uităm la sufletul nostru, la viața noastră, la dinamica vieții noastre spirituale și să începem să fim nemulțumiți de ea și să vrem să schimbăm viața aceea. În ceea ce privește lucrurile pământești, Pavel ne învață să fim mulțumiți și să fim mulțumiți cu tot ce ne-a dat Dumnezeu. Să ne simțim bine acolo unde suntem și să fim fericiți cu ceea ce ne-a dat Domnul. Parcă aici la dumneavoastră am întâlnit un frate care mi-a spus: mă, Petrica, am aflat, zice, unde e bine în America. Unde? Zice, în orașul în care nu sunt eu. Cum mă mut undeva, nu-i mai bine. Pentru că tot timpul avem impresia că, domnule, în Texas e mai bine ca în Chicago, în Arizona e mai bine ca în Chicago. Ascultați-mi, eu am încercat de 22 de ani acum, am încercat și acum nu știu cum să scap de căldura aia, unde să mă mai duc. Tot aștept să găsesc pe unul care să-mi spună unde e bine, nu? Să scap de căldura aceea, la care am fugit, m-am dus acolo, nu? Ei bine, când privește viața noastră spirituală, ar trebui să fim nemulțumiți de ea. I-am avut la școală un coleg care era foarte nemulțumit de înălțimea lui. Întotdeauna umbla așa pe vârfuri să vadă lumea că e mai mare, zicea: mă, Petrică, dacă aș avea 1 milion de lei, zice, aș da numai cu 5 centimetri să fiu mai înalt. Asta era obsesia vieții lui. El credea că o să fie foarte împlinit dacă ar fi cu 5 degete mai înalt decât este, nu? Cred că și dumneavoastră ați avut la una din ușile din casă o măsurătoare a creșterii copiilor, nu? Totdeauna trăgeam cu linia și spuneam: anul, până aici au crescut, așa.
Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să avem o asemenea măsurătoare pentru spiritualitatea noastră, pentru apropierea noastră de Dumnezeu. Unii zic că ar trebui să avem un pocăimetru, nu? Să vedem, să măsurăm cât de pocăiți suntem, nu? Să vedem, a mai crescut, domnule, de anul trecut sau tot la treaba asta suntem, tot la linia aia. Ce se întâmplă cu spiritualitatea noastră? Dacă nu vom ajunge nemulțumiți de ea, o să rămânem așa căldicei și cum suntem în continuare și nu se va întâmpla nimic cu noi. Nu va veni o vreme de înviorare dacă vom rămâne mulțumiți cu starea în care noi ne găsim. Cât privește viața spirituală, Apostolul ne îndeamnă nu să stagnăm, nu să fim mulțumiți de starea spirituală în care ne găsim, ci să ne aruncăm înainte, zicea Apostolul Pavel, Filipeni 3 cu 14. Eu mă arunc înainte. Împărăția cerului se ia cu năvală. Știți ce înseamnă asta? Sunt niște cuvinte foarte tare aici. Se ia prin asalt. Sunt niște traduceri românești și cei care aveți e-Biblia, căutați să vedeți versetul ăsta, o să fiți șocați. Împărăția cerului se ia cu năvală, cu asalt, cu atac, cu înaintare, cu agresiv, cu creștere, cu nemulțumirea, cu tranșeele în care am fost până acum. Ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, să nu mai întreținem această stare de stagnare, de zăbavă în situația în care ne găsim. Unii dintre noi am descoperit-o că nu e în regulă și atunci dăm vina pe pastori, pe predicatori. Domnule, ăștia, dacă ar predica un pic mai cu foc, domnule, cântăreți ăștia, un pic să mai pună ceva foc sub noi, să ne mai agite cumva, nu? Vrem să ne trezească alții. Este ca și povestea aceea că a dormit cineva în biserică și a văzut pastorul că în timpul predice la doarme și zice, frate, scoală-l, trezește-l pe ăla de lângă dumneatale. Dar l-a zis, trezește dumneatale, că dumneatale l-a adormit cu predica dumneatale. Am vrea să dăm vina pe cineva pentru starea asta stagnantă în care ne găsim. Nu putem da vina pe nimeni. Noi suntem vinovați de starea în care ne găsim. Noi ar trebui să fim nemulțumiți de ea și să vrem să ieșim de acolo. O a doua recomandare foarte practică este că ar trebui să urmărim o transformare radicală a vieții. Spuneam înainte de versetul acesta din Matei 11 cu 12, împărăția cerului se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Cei care ies la atac pun mâna pe ea. Cere de la Dumnezeu o transformare radicală. Nu fi mulțumit cu niște îmbunătățiri pe aici colea, nu? Niște reparații, așa, un remodeling, așa de fațadă, să arătăm un pic mai bine, nu? O serie de păstori disperați încearcă să ia măsuri de genul ăsta, așa de fațadă, bale învelesc pe femei, acum am auzit pe unul care treabă și cu băieții care nu poartă ciorap. Mă rog, o să arătăm foarte pocăiți, nu? O să arătăm foarte... Dar nu se întâmplă nimic cu inima noastră, cu sufletul nostru. Noi avem nevoie de niște schimbări radicale, nu de suprafață, nu de, eu știu, așa cosmetic, nu? Zugrăvim așa să arătăm bine. Zugrăvim peste rugină, cum zicea cineva mai de mult. Vopsim peste rugină. Avem nevoie de o schimbare radicală. Avem nevoie de o intervenție a Duhului lui Dumnezeu. Cineva a spus că toate experimentele astea timide poartă de la început eticheta eșecului. Dacă încerci să repar numai pe aici pe colea, domnule, îi băia bun, dar s-a lăsat de fumat. Acum de înjurături nu s-a lăsat, dar să încet așa, e progres mare, s-a lăsat de fumat. Trebuie să te lași de toate.
trebuie să experimentezi o naștere din nou. Dumnezeu nu este mulțumit cu ceea ce ești și cum ești. Te vrea complet schimbat. Trezirea nu se instalează în ființa ta fără o asemenea transformare radicală. Cere de la Dumnezeu să-ți dea putere să ceri de la El o transformare radicală, să te schimbi. Puneți tot sufletul în dorința după Dumnezeu și în dorința după o transformare radicală. Recomandarea numărul 3. Caută din nou cărările acelea știute ale binecuvântărilor de altă dată, pe care ai umblat. Dumnezeu a spus lui Cornelie, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale, Faptele Apostolilor 10:31. Pentru Cornelie a lucrat ceva extraordinar, dărnicia lui, generozitatea lui, rugăciunea lui, viața de rugăciune. Era un păgân, era un strămoș de-a nostru roman, care și-a dat seama, pentru că trăia în contextul culturii evreiești, că trebuie să facă ceva, că nu este suficient să fii cetățean roman, trebuie să fii cetățean al cerului. Avea nevoie de o schimbare radicală. Și omul acesta a căutat cărările vechi pe care probabil a auzit și el, că dacă ești bun, și Dumnezeu e bun cu tine. Dacă ești darnic, și Dumnezeu e darnic cu tine. Dacă te rogi, Dumnezeu ascultă. Și într-o zi, Domnul Iisus i-a spus, trimite la Iope, cam acolo pe cineva care o să spună ce ai de făcut, nu, în situația în care te găsești. Caută cărările acelea ale Harului, pe care le cunoști foarte bine. Cineva a spus că este foarte greșit să așteptăm Harul fără să îndeplinim condițiile. Sunt o serie de cărări marcate și cunoscute de noi, cunoscute de părinții noștri, care ne-au dus la pășunile verzi și la apele de odihnă. Am uitat de ele? Am scris recent o carte despre oameni pe care i-am cunoscut în viață. Și m-am gândit la mult, foarte mult la câțiva oameni, vreo 30, care mi-au influențat viața mea într-un mod foarte pozitiv. Ideea a pornit de la o carte a unui împărat roman, Marc Aurelius, care a scris o carte de vorbă cu tine însuți. Și își începe cartea aceasta, Marc Aureliu, foarte interesant, zice, de la tata am învățat. Și spune o listă de lucruri care am învățat de la taică-său. De la mama am învățat, de la unchiul, de la mătușa, de la... Și are un capitol de vreo 30 de pagini, tot ce a învățat el bun de la oamenii cu care el s-a întâlnit. Și am ales vreo 30 de oameni cu care m-am intersectat în viață, și am scris ce am învățat bun de la ei. Aș fi putut scrie despre unii foarte multe lucruri rele care le știam despre ei și care m-au cam necăjit, dar nu le-am scris, că am zis am să scriu lucrurile alea bune care le-am învățat de la oamenii aceia. Am uitat ceea ce ne-a învățat bunica atunci când eram copii. Știți că primele cântări care eu le-am învățat de la bunica mea, avea o carte de cântări și semnul ei de carte era un fir de busuioc. Și seara, până încă nu veneau părinții mei de la câmp, zicea Petre, hai să cântăm. Aprindea lampa, punea pe masă, deschidea cartea de cea de cântări și primele cântări le-am învățat de la ea. Știți că dacă vrei să te trezești, ar trebui să mai umbli după cartea aia, cine știe pe unde este de cântări, să-ți aduci aminte de cântările alea. Mi-am adus aminte, scriind în cartea aceasta, de niște femei extraordinare din Timișoara, niște frați care își puseseră casa la dispoziție pentru rugăciune. Eram studenți de parte de casă, într-un oraș care nu era localitatea noastră, mulți dintre noi eram de la țară, dar oamenii aceștia și-au deschis casele pentru noi.
Și n-am să uit niciodată casa familiei Măcelaru sau sora Mițica, cum îi ziceam, cum intrai în casele acelea, toate covoarele lor miroseau a lacrimi, pentru că atâta rugăciune era acolo, că erau scăldate în lacrimi covoarele acelea din casă. Fiecare a trecut prin locurile astea, pe asemenea cărări vechi, nu? Dacă vreți o trezire spirituală, căutați-le din nou. Rugăciunea a lucrat întotdeauna. Postul a lucrat pentru toată lumea, întotdeauna. Cititul Scripturii a lucrat întotdeauna. Am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru pandemia asta care a fost. Pentru că m-a făcut disciplinat să citesc Scriptura în fiecare zi. Am văzut că viața e grea, am văzut că viața e scurtă. Sunt, cred că, la a patra oară acum, de când am citit Biblia de la un capăt la altul, în ultimii 4 ani. E o cărare a marilor binecuvântări. Când începi să citești Biblia pentru tine, nu pentru alții, că noi, predicatorii, totdeauna citim Biblia pentru dumneavoastră, nu pentru noi. De aia să o citești pentru tine, să vezi ce spune ție Dumnezeu, nu ce să spui tu la alții, ce zice Dumnezeu, nu? Pentru că de foarte multe ori citim în Scriptură și imediat subliniem un verset care e un fel de grenadă pentru fratele cu care o să mă întâlnesc eu și am să-i citesc cu versetul ăsta, nu? Ia citește versetele alea care sunt grenade și trotil pentru firea ta pământească. Citește-le pe alea să vezi ce spune Dumnezeu de tine, nu de alții. Caută cărările astea ale binecuvântărilor. Caută-le. Am uitat de ele. Pentru că am început să credem că religia așa ușoară, vii la biserică, frații cântă superb, ne mai ridicăm mâinile sus și totul e perfect. Și apoi luni, marți, miercuri ne întoarcem înapoi la toboganul acela alunecos al faptelor firii pământești în care umblăm, care creează nemulțumire și frustrare fiecăruia dintre noi. Caută-le cărările acestea vechi, dar nu ca să mustri pe alții care ți se par că nu merg pe ele, pentru că spunea cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia despre cărările alea vechi, zice, și vei găsi pace pentru sufletul tău. Dacă umpli pe o cărare care nu ți aduce pace sufletului tău, ci dezbinare și ură împotriva altora, aia nu e a Domnului cărare, aia e una a diavolului, lasă-o în pace. Când umpli pe cărarea Domnului, găsești pace, găsești liniște pentru sufletul tău. Căutați formele acelea prin care v-ați apropiat de Domnul. Nu mai faceți întrebarea aceea, unde sunt minunile de altă dată? Parcă toți suntem vinovați că nu mai facem minuni, dar unde sunt minunile din viața ta? Ce s-a întâmplat cu viața ta? Nu? Ce s-a întâmplat cu rugăciunea din viața ta, cu relația ta cu Dumnezeu? De ce întotdeauna alții sunt vinovați? Dacă vrei o schimbare radicală, caută cărările acelea prin care ai fost altă dată. Și le vei găsi din nou, vei găsi din nou bucuria aceea. Mulți dintre noi dorim trezire fără să ne rugăm, fără să postim, fără să ne închinăm, fără să dăruim, fără să sacrificăm. Este ca și cum dorești să mergi pe un drum și de fapt tu umbli pe altul. GPS-ul spune, ia-o dreapta, tu iei stânga. Nu? Un prieten de-a meu spune că nu mai ascultă de GPS, că el nu ascultă de femei. Că numai femei au pus vocea la GPS și îl ascultă de muieri. Nu? Domnul are un GPS special care spune ia-o în direcția asta și ar trebui să ascultăm de el. Numărul 4. Pocăiește-te cu adevărat și total. Pocăiește-te cu adevărat și total. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vină, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare, spune Apostolul Petru în predica lui de la Rusalii. Nu te grăbi. Graba duce la experiențe superficiale. Până nu ne vom lăsa
conștienți că păcatul este dăunător în viața noastră și ne rănește și ne tulbură, nu vom dezvolta ură împotriva Lui. Nu ne vom pocăi cu adevărat. Avem obiceiul să tolerăm păcatul, de aceea ne ținem de-abia pe picioare și nu suntem vii cu adevărat, pentru că păcatul îl târâm după noi ca un bagaj din ala greu de pietre care le cărăm în sufletul nostru. Pocăiește-te cu adevărat. Poate că sună comic, dar într-o zi un tânăr de aici din oraș, în timp ce eram păstor la Chicago, sunt, cred că, vreo mulți ani de atunci, aproape 30 de ani, a venit la mine și a spus că vrea să se pocăiască. M-am bucurat foarte mult, dar ăsta voia să se pocăiască foarte adevărat. Și mi-a spus, frate, zice, acum că m-am pocăit, vreau să vin să predau pistoalele. Doamne ferește, dar ce pistoale? Mi-a scos o listă, avea o 14 mitraliere de pe vremea lui Al Capone, pistoale de toate soiurile, voia să mi le predea oficial, așa, la anvon, să se lepede de satana, domnule. M-am îngrozit, am zis, frate, du-te la lacul Michigan, leapă de ele acolo, dar nu le du la biserică, domnule. Nu le du la biserică absolut deloc. Dar omul voia să se pocăiască, să se pocăiască cu adevărat, să scape de tot. Noi vrem să ne pocăim, dar numai pe aici, pe colea, așa prin punctele esențiale, zicem noi, dar să păstrăm unele lucruri care sunt ale noastre. Sfatul numărul 5, foarte practic, fă restituiri acolo unde se mai pot face restituiri. Dă înapoi ce ai luat, repară ce ai stricat. Cere scuze pentru vorbe care nu trebuia să le spui. Când s-a pocăit un om, a venit la Domnul Iisus, îl chema Zacheu, a zis, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit, de 4 ori mai mult. Dacă vreți să faceți un business bun, căutați unul din ăsta care se pocăiește, vă dă de 4 ori înapoi banii care i-ați dat împrumut. E fantastic. Rar business se poate face ca asta. De 4 ori îți dau înapoi. Țin minte că după ce m-am întors la Domnul, eu m-am botezat la Sebiș, în orașul Sebiș, în biserica acolo unde am făcut liceul, și unul dintre frații de acolo, care era foarte bun prieten cu tatăl meu, fratele Dărău, ne-a povestit că a primit o scrisoare foarte ciudată, zicea el. Zice, mai, o scrisoare în care erau 300 de lei. Și în scrisoare cineva spunea așa, domnule Dărău, eu am fost colegul dumneatale de armată în anii nu știu care, trecuseră foarte mulți ani. Și ții minte că cineva ți-a furat pătura într-o noapte de iarnă și ai dormit toată iarna fără pătură. Zice, ăla am fost eu. Acum m-am pocăit, zicea el, m-am întors la Dumnezeu și mi-e rușine de fapta care am făcut-o. Uite, îți trimit 300 de lei recompensă pentru pătura aia care ți-am furat-o. Asta nu e o poveste, asta am văzut scrisoarea de la omul ăsta. Când te pocăiești cu adevărat, vrei să repari greșelile care le-ai făcut. Te duci să-ți ceri scuze de la oamenii pe care ai jignit. Te împaci cu pârșul tău, nu? Te duci și-ți ceri iertare și de la nevastă, dacă trebuie, că unii dintre noi asta ne se pare ceva absolut ieșit din comun. Te duci să-ți ceri iertare și de la copiii tăi. Am venit într-o seară de la Biserica Philadelphia, eram păstor aici și mergeam până în West Chicago, 35 de mile. Era seară, eram obosit după o duminică din aceea grea, care s-a încheiat, culmea, și cu o ședință de comitet la terminarea bisericii. Eram
nervos. Nu știu ce a făcut unul dintre băieți, m-am întors și am tras o palmă zdravână. Am început să plângă, s-a lăsat o liniște din aceea groaznică în mașină. Mi-am dat seama că am făcut un lucru rău, m-am întors spre el și a zis: Babi, te rog să mă ierți. Tate a fost nervos, era supărat pe aia din comitet, nu i-am putut bate pe aia. Am bătut și eu pe cine am putut. Nu? Pe aia n-am putut să-i bat. Iartă-mă, te rog. Ok, a spus el, a venit, m-a îmbrățișat și viața a continuat. Uneori e foarte greu. Prietenul meu și ruda mea, Cornel Coman, zice: mă, Petrică, și de vină și să recunoști, foarte greu. E foarte greu. E greu, dar trebuie să faci. Trebuie să ceri iertare, trebuie să repari, trebuie să duci înapoi ce ai furat. Circulând aseară pe Irving Park, veneam de la biserică, șoferul meu, Cornel Micula, prieten și frate în Domnul, am trecut pe lângă o benzinărie și i-am zis: Cornel, hai să-ți povestesc ce am pățit-o la benzineria asta. Am venit într-o noapte de la biserică, obosit, și m-am dus să pun benzină. Am pus benzină, m-am dus înăuntru, am scos $20 să plătesc benzina, mi-a dat înapoi $18.25. Eram șocat, nu știam ce se întâmplă. M-am luat banii, mintea nu funcționa, veneam de la biserică, obosit, gata. M-am dus câteva blacuri și mi-am dat seama: măi, o fi fost un începător din asta, un necăjit, care nu știu să socotească, domnule, și l-am furat pe ăsta, hai înapoi. M-am întors înapoi, m-am dus la casierul acela, era un negru așa înalt, bine făcut. I-am spus: domnule, te rog, cred că ai făcut o greșeală, uite, eu am luat benzină de la tine aici și tu mi-ai luat $1.75. Și asta zice: sir, ai cumpărat benzină de $1.75. Cât vrei să-ți iau? Doamne, cum am cumpărat? Pompa s-a oprit, eu nu m-am gândit la nu știu ce, tot am stat, am crezut că s-a umplut. Bă, asta m-am dus înapoi la pompă și am pus câte trebuie benzină și am plecat acasă, dar pe drum mă gândeam: mai, dacă nu eram cinstit acum, eu rămâneam în pană pe expres, ok? Rămâneam în pana prostului pe expres. Dacă nu mă duceam să dau banii înapoi la omul acela, ăla nu m-a furat deloc. Gândiți-vă, am lucrat și am cerut mai mult decât trebuia. Ne-au dat bani și n-am terminat lucrul. Fiecare avem istorii de genul ăsta, nu? Una dintre istoriile așa și comice, dar și jenant să vă spun, dar asta e viața mea. La bătrânețe pot să spui lucrurile astea și dați-mi voie să vă spun. Am fost invitat la Chicago de la Portland, eram venit în 85, am fost invitat să vin la o evangelizare la Chicago. Dar cu o zi înainte, băieții mei au vrut să meargă la pescuit. Aveam o singură undiță, că nu aveam bani, domnule, banii care am primit de la Alfer, de-abia undiță am luat. Ne-am dus la Blue Lake, era un lac din vecinătate, la pescuit. Domnule, știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un șoc formidabil. Primul pește mi-a furat undița. A plecat cu undița în mijlocul bălții, n-am mai avut undiță. Știți ce s-a întâmplat în mintea mea în momentul ăla? Eu, din primele zile ce am venit în America, am fost angajat la primăria orașului Portland, la secția de proiectare, apă și canal, ca să-mi fac experiență americană. Fără salar. Nu mă plăteau băieții deloc
și lucram 8 ore ca să-mi dea după câteva luni de zile o hârtie că eu am lucrat la primăria orașului Portland să-mi găsesc de lucru, că altfel nu găseai de lucru. Scriam articole pentru o revistă și cumpăram hârtie pentru o mașină de scris nenorocită, cea mai ieftină hârtie, și dacă trebuia să șterg ceva, era o gaură prin hârtie și o hârtie groaznică. Dom'le, ăștia ne dădeau câte un tom din ala de hârtie de o calitate extraordinară să facem calcule pe ea, să umplem coșul cu ea. Când am pus eu cu ochii pe hârtie aia, am zis, mă duc acasă și duc hârtia aia proastă să facem calcule aici, aia care o am eu acasă. Da, știți mai asta bine cum funcționează la noi românii, de luat luăm, dar de dus înapoi mai uităm. Știți ce mi-a trecut mie prin cap în momentul în care a dispărut undița? Hârtia de la primăria orașului pe care am luat-o. Dumnezeu îmi dădea o lecție. Mi-a fost o rușine, mi-a fost jenă, nu știam ce să fac. Am hotărât că cu prima ocazie o să duc hârtia înapoi la primărie. Am cerut iertare Domnului, mi-am dat seama că am făcut un lucru urât. Am venit la Chicago la evangelizare, la Biserica Philadelphia. Seara, de la fratele Galeș din casă, am dat un telefon acasă, la copii și la soție. Fiți atenți ce se întâmplă. El mai mare zice, tati, ieri am fost la pescuit cu unchiul Simon. Zice, tot acolo, la Blue Lake. Știți ce am prins? Ce? Undița ta. Erau deja 2 săptămâni de când îmi luase peștele undița, dusesem hârtia înapoi și parcă ziceam, nu, Doamne, eu am reparat acum, dar tu ce faci? Nu? Tu nu repari lucrurile. Le-a reparat Domnul. Este una dintre experiențele și jenante într-un fel, dar până și noi pastorii facem prostii. Unii recunoaștem, alții nu. Fă restituire acolo unde poți. Du înapoi ce ai luat. Când a izbucnit o mare trezire în țara Galilor, s-au pocăit foarte mulți mineri din minele de acolo. S-a întâmplat un lucru colosal. Au început să ducă minerii sculele pe care le furaseră din mine. Atâtea ciocane și clești și au început să vină, că oamenii de acolo, conducerea minelor, au început să anunțe, nu mai duceți nimic înapoi, că nu mai avem unde să le ținem. Oamenii voiau să repare, să ducă înapoi lucrurile care le-au luat. Fă tot ce poți, repară ceea ce ai stricat. Am să mă grăbesc cu ultima. Lasă-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Lasă-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Căci toți ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu, spune Romani 8:14. Duhul Sfânt te va călăuzi la o trezire autentică. Dar fă lucrurile acelea care poți să le faci tu. Înflăcărează darurile Duhului Sfânt care sunt în tine, pe care nu le-ai mai folosit de multă vreme. Roagă-te prin Duhul și trezirea va veni și Dumnezeu îți va trimite vremuri de înviorare. Domnul să dea vremuri de înviorare fiecăruia dintre noi. Amin. Amin.